Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi veni cu un nou tutorial la care mă gândesc de câteva zile și anume un om de zăpadă. Un tutorial care să fie accesibil doamnelor începătoare. Pentru a realiza acesta eu am folosit culoarea alb și culoarea neagră din firul Bravo de la Schachenmayr. Acesta este un filat poliacrilic, un filat acrilic care poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 3 și numărul 4. Și apoi vom avea nevoie de culoarea portocalie. Eu voi folosi firul cristal. Apoi vom avea nevoie de melana cu care umplem jucăria noastră. Vom avea nevoie de un cartonaș un pic mai grosuț, pe care îl vom tăia rotund, un cartonaș cu diametru de 6 cm, după cum vedeți. Apoi vom avea nevoie de croșet, cum vă spuneam, croșetul cu numărul 3 voi folosi astăzi, de foarfece, de un fir despărțitor. Vom avea nevoie de lipiciul lichid, vom avea nevoie de ochișori, fie ochișorii cumpărați, acești ochișori care au diametru de o jumătate de centimetru, fie ochișorii cu șurub de siguranță și, bineînțeles, de câteva mărgeluțe negre care vor fi năsturei omului de zăpadă. Dar și în locul acestora puteți folosi același tip de năsturei, dacă aveți, cu șurub de siguranță, ceva de acest tip. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm, pentru că vom avea un pic de lucru și vom începe cu culoarea albă. În cercul magic voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Avem primul, doi, trei, 5, cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic. Nu-l voi strânge prea mult la început, pentru că, așa cum știți, întotdeauna am probleme cu acest tip de croșet pentru a reuși să închid. Și vom închide cu piciorul alunecat. Apoi, în corespondența fiecărui ochi, vom lucra un număr de 2 piciorușe scurte, deci vom înmulți. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Eu voi începe deja să înmulțesc în felul acesta. Ok. Și avem 2, 4, 8,
10, iar acum vom face ultimele două. Și deci am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum va intra în acțiune firul despărțitor, pentru că este nevoie de acesta. Voi strânge. Am reușit să fac primul rând fără probleme. Vom pune firul despărțitor și următorul rând vom lucra un picioruș scurt. Aici primul, din nou, aceleași probleme. Deci, un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Eu nu reușesc să intru, un pic de răbdare. Așa. Deci un picioruș scurt, o mulțire. Drama mea este acest tip de croșet care are vârful foarte întors în comparație cu croșetele noastre, pentru că, așa cum spuneam de foarte multe ori, doamnele italiene lucrează într-un alt mod. Țin croșetul precum ținem noi creionul. Și de aceea au acest tip de vârf care este un pic mai dificil de manevrat. Și vom continua în felul acesta, deci un picioruș scurt, urmat de o mulțire, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Astfel, la sfârșitul acestui rând, noi vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu 24 piciorușe scurte. Voi face din nou o mulțire, după care vom lucra singure. Deci ne întâlnim la capătul acestui rând cu un număr de 24 piciorușe scurte. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte după ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, cel de-al treilea, iar apoi vom face o mulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor, lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, după care vom face o mulțire. Lucrând în acest mod, la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, iar în următorul picioruș vom face o mulțire. Lucrând astfel de jur împrejur,
vom obține un număr de 42 piciorușe scurte. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut 42 de piciorușe scurte. Voi continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar în următorul vom face o mulțire. Vom lucra astfel de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Deci 48 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum noi vom lucra 10 rânduri de 48 de piciorușe scurte. Deci de 10 ori de jur împrejur vom lucra aceste 48 de piciorușe scurte, așa cum se găsesc, fără să scădem, fără să mulțim, după care vom continua, bineînțeles, lucrarea noastră. Deci 10 rânduri, 48 de piciorușe scurte, noi ne vom întâlni la capătul acestor 10 rânduri. Am încheiat cele 10 rânduri de 48 de piciorușe scurte. Acum voi pune în interior cartonul. Îl vom fixa în mijloc, pentru că după aceea ne va fi mai greu să-l fixăm. Și vom continua lucrarea. Vom pune din nou firul despărțitor. Și acum vom începe să facem scăderi. Și vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum vom face o scădere. Scăderea, așa cum știți, luăm doar prima jumătate a următoarelor două ochiuri. Vom trage firul prin ele și vom închide. Și vom continua în acest fel, lucrând de jur împrejur, iar la capătul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Deci am 2, 3, 4, 5, sper să se vadă bine, 6, iar acum voi face din nou scădere, deci prima jumătate a următoarelor două piciorușe, vom trece firul prin ele și vom închide. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 42 piciorușe scurte. Deci, după ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, voi face o scădere, din nou, în același mod, cum știm, deja, cum am învățat, și vom continua în acest fel, pe întreg parcursul acestui rând, și vom obține la sfârșitul rândului un număr de 36 de piciorușe scurte.
Deci noi ne întâlnim la capătul rândului cu 36 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 36 de piciorușe scurte, acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, voi lucra o scădere. Voi continua din nou 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 4. Voi face din nou o scădere și lucrând astfel de jur împrejur, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Voi face o scădere. După care voi continua din nou 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o nouă scădere. Să intru bine, să nu greșim. Și lucrând în acest fel, la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 24 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. Vom face o scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, două piciorușe scurte urmate de o scădere. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Voi face și scăderea, după care vom lucra singure. Ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am terminat scăderile și am obținut cele 18 piciorușe scurte, cu cartonul aici așezat bine, am umplut această primă parte a omului de zăpadă cu melană. Acum vom continua și vom lucra cea de-a doua parte, pentru că trebuie să continuăm lucrarea noastră. Acest rând va fi un pic mai dificil, pentru că trebuie să lucrăm cu melana și vom continua. Am pus firul despărțitor și voi începe în felul următor. Voi face 1, 2, deci două piciorușe scurte, iar în cel de-al treilea voi face o mulțire, pentru că trebuie să formăm corpul în modul în care să fie într-adevăr un om de zăpadă.
Deci aici voi face o înmulțire. Eu sper că se vede, că întotdeauna vă reamintesc că locul unde lucrez este foarte strâmt și de aceea laptopul pun într-o parte, așa nu am prea mare vizibilitate și dumneavoastră vedeți în filmări un colț din acesta, dar aceasta este posibilitatea. Dacă aș lucra jos, unde locul este mai larg, auziți bătrâna care sforăie. Deci, lucrând în acest mod, la capătul rândului vom obține din nou un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci, două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, face și această mulțire, după care vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 24 de piciorușe scurte, acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, după care voi face o mulțire și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut 30 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3, 4, după care voi face o mulțire și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte după ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum noi vom face 8 rânduri de 36 de piciorușe scurte. Deci ne vom ridica în sus cu 8 rânduri. Vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Ieri o doamnă mi-a pus o întrebare la care aș dori să răspund în modul în care fiecare dintre dumneavoastră să știți. M-a întrebat de ce se aude așa înfundat. În momentul în care eu am început și am realizat acest canal de YouTube, treceam și printr-o perioadă foarte urâtă, foarte, din punct de vedere al sănătății. Și nu aveam aparatura pe care o am acum. Bineînțeles, lucrând anumite tutoriale în pat, la pat, lucrând anumite tutoriale cu o cameră care nu era atât de performantă, acele tutoriale nu sunt atât de perfecte, nu sunt atât de corecte. În timp am schimbat camera care autofocusează, am cumpărat microfon și camera are două microfoane, am cumpărat LED-ul care ajută foarte mult, nu mai sunt acele umbre pe momentul în care lucrez. Eu știu că acele, chiar am și spus, de fapt, în prezentarea pe care am făcut-o după un an de YouTube și
de grup, am și spus, am greșit, m-am exprimat în mod greșit. Nu putea să fie totul perfect de la început, mai ales că tot ceea ce am realizat, am realizat singură. Nu am avut pe nimeni să mă sfătuiască până în momentul în care am întâlnit pe doamna Alisa Hărcan, o doamnă minunată la care îi mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru ajutorul pe care mi l-a dat. Și fiind singură, bineînțeles, acele tutoriale nu sunt la un standard foarte înalt. Însă, așa cum am spus și repet, încerc din ce în ce mai mult să ating un nivel de perfecțiune mult mai înalt, bineînțeles, prin și experiență și de aceea unele tutoriale lasă de dorit. Însă, eu sper să nu fiți foarte critice cu mine, să înțelegeți că eram o începătoare în acel moment cu filmările, cu toate acestea și să îmi scrieți unde aveți nelămuriri, eu vă voi răspunde unde sunt anumite probleme, unde nu înțelegeți ceva, puteți să-mi scrieți în privat sau pe canalul de YouTube, iar eu voi veni cu lămuririle necesare. De aceea cer scuze dacă unele tutoriale nu sunt atât de perfecte. Deci, vorbind așa, încet, încet am ajuns la sfârșitul primului rând și vom continua. Noi ne vom întâlni după ce vom face aceste 8 rânduri de 36 de piciorușe scurte. Să închei și acest picioruș. Am ajuns la capătul celor 8 rânduri de 36 de piciorușe scurte. Vi se va părea că nu are nicio formă, însă ce vom face? Vom adăuga melană. Adăugând melană, noi vom forma cel de-al doilea, cea de-a doua parte a corpului. Veți vedea că încet, încet, omul de zăpadă prinde contur din ce în ce mai aproape de omul de zăpadă adevărat. Deci vom completa cu melană și aranjând-o bine, veți vedea că vom obține un frumos rezultat. Bineînțeles, eu mă opresc aici cu umplutura, pentru că de acum vom continua să scădem și apoi din nou vom adăuga melana care va fi necesară. Din acest moment, așa cum vă spuneam, vom începe să scădem. Și punând din nou firul despărțitor care este aici, voi începe și voi lucra 4 piciorușe scurte. Cel de-al patrulea, după care voi face o scădere în modul în care deja am învățat, vom lua doar prima parte a următoarelor două ochiuri și vom continua.
Lucrând astfel până la capătul acestui rând, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. O scădere, 'iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu cele 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, vom face o nouă scădere, 'și lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum vom continua să mai umplem un pic lucrarea și vom adăuga din nou un pic de melană, în modul în care să putem da forma cât mai corectă. Vom apăsa bine, vom umple bine și acest al doilea bulgăre de zăpadă. În felul acesta le adăugăm un pic și veți vedea că la sfârșit va fi foarte, foarte frumos. Eu, așa cum vă spuneam, am ceva timp de când mă gândesc la acest proiect și pentru că vroiam să fac în modul în care și dumneavoastră, doamnele începătoare, să puteți lucra cu ușurință și să vin poate cu o noutate. Deci, un om de zăpadă lucrat dintr-o singură bucată, fără... Uitați-vă, așa, în felul acesta. Deci am mai adăugat melană și dumneavoastră de acasă veți vedea dacă aveți nevoie să puneți un pic mai mult sau nu. Așa, de aici din mijloc facem loc în felul acesta și împingem înspre margini melana pentru a-i crea forma cât mai corectă, așa, și vom continua lucrarea. Vom pune din nou firul despărțitor iar acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Este ultimul și avem 1, 2, vom face o scădere, 'să prind bine, acest fir nu este atât de bine filat. Vom continua din nou, 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Sper că nu am ieșit din cadru lucrând așa. Vom continua, iar noi ne întâlnim la capătul rândului, 18 piciorușe scurte.
Am ajuns la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Picioruș scurt, o nouă scădere. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 12 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte, am adăugat melană pentru a umple bine această a doua parte, iar acum vom continua și vom face un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire. Și vom continua din nou. Un picioruș scurt, urmat de o nouă mulțire. Vom lucra astfel până la capătul rândului, iar la capătul rândului ne întâlnim din nou cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua cu două piciorușe scurte. 2. După care din nou vom face o mulțire și astfel la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte. 2. Și o nouă mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut 24 de piciorușe scurte, continuăm lucrând. 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. În următorul vom face o mulțire. Vom lucra astfel până la capătul acestui rând, 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 2, 3 și o mulțire, iar la capătul rândului ne întâlnim cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Și vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului cu cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 6 rânduri de 30 de piciorușe scurte. Deci de 6 ori vom repeta aceste piciorușe. Vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și noi ne întâlnim la capătul acestor 6 rânduri pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 6 rânduri de 30 de piciorușe scurte. Am umplut din nou cu melană și această parte. Iar acum vom continua în felul următor. Vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. După care vom face o scădere. Lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând cu cele 24 de piciorușe scurte.
Acum ar fi ora să punem ochișorii. Este pentru prima dată că folosesc acest tip de ochișori. Deci, nu rândul care l-am încheiat acum. Ultimul rând de 30 de piciorușe scurte pe care l-am realizat. Vom pune un ochișor. V-am spus, este prima dată că îi folosesc. Am reușit să-i găsesc pe Amazon. Aceasta este pentru siguranța copiilor. Și în aceeași linie voi atașa cel de-al doilea ochișor, voi lăsa o distanță în funcție de sunt 2, 4, 5 piciorușe scurte între ochișori. Așa, și îl voi atașa și pe cel de-al doilea, în felul acesta. Și vom continua lucrarea. De data aceasta vom lucra două piciorușe scurte, urmate de o scădere, iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, 1, 2, vom face o scădere. Deci, nu uitați, în ultimul rând de 30 de piciorușe scurte am atașat ochii cu 5 piciorușe distanță între ele. Iar noi vom continua acest rând, așa cum ați văzut, două piciorușe scurte urmate de o scădere. Ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 12 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. O nouă scădere, după care vom lucra singure. Deci vom ajunge la 12 piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând. Veți fi atente dacă este nevoie să adăugați melană. Iar acum vom face 6 scăderi consecutive. Deci o scădere după alta. Felul acesta, vom ajunge la un număr de 6 piciorușe scurte, după care vom închide și această ultimă parte omului de zăpadă. Așa cum vă spuneam, trebuie să fiți atenți să fie bine umplut cu melană, pentru că altfel nu va avea formă și nu va sta în picioare. Deci am ajuns la capătul acestor scăderi, iar acum eu voi scurta firul. Scot firul despărțitor, voi scurta firul. Și cu acul pentru cusut lână voi închide lucrarea. Sper să nu-mi ia mult timp să pun în ac, pentru că ochii mei sunt foarte obosiți și cu ochelari și cu ochii deja obosiți, pentru că știți, lucrez noaptea. La mine acum este dimineața, pe 7 dimineața. Acum, încet, cu acul, voi închide căpușorul. Și voi intra prima dată.
departe de aici. Așa. Și voi lucra. Îi prinde fiecare în zigzag, așa, dinăuntru, din exterior, în felul acesta, în modul în care să putem, ia uitați-vă, să putem închide căpușorul pentru a-i da o formă frumoasă. Nici nu am nevoie să ajung până la capăt. Voi ascunde firul undeva, aici îl voi pierde. Îl voi scurta după aceea, în felul acesta. Nu uitați, dacă îl faceți pentru copii, să puneți ochișorii de siguranță. Așa, am ajuns. Deci până aici, eu voi scurta acest fir. Voi închide aici această prim tutorial pentru omul de zăpadă. Voi veni cu al doilea tutorial, unde vom face accesoriile, vom face ceea ce este necesar pentru a termina omul nostru de zăpadă. Nu vă speriați, acum pare să fie nimic, însă veți vedea la sfârșit, va fi foarte, foarte frumos. Eu vă mulțumesc pentru atenție, țin să mulțumesc persoanelor, doamnelor nou înscrise pe canalul meu de YouTube, și ne revedem cu următorul tutorial. Vă doresc o zi frumoasă!